Astăzi vom vorbi despre dependențe și nu despre orice fel de dependențe. Am ales uh, o temă pentru dumneavoastră, dragi cititori. Dependența de perfecțiune, pornind de la cartea lui Marion Udman, Dependența de perfecțiune, Mireasa încă nerăpită, un studiu psihologic, o carte publicată în colecția Jungiana și alături astăzi de noi este Ancuța Coman Boldișteanu, psihoterapeut și fondator al proiectului Emoții și Kilogram mai în plus. Iată, vom discuta despre felul în care uh, dependențele și uh, mai ales dependența, ce se ascunde în spatele dependenței de perfecțiune și cum ne afectează aceste comportamente addictive, cum ne uh, influențează și cum ne afectează, cum ne impactează dependențele, viața noastră de zi cu zi. Ancuța, ce este de fapt dependența în sine și uh, referitor la cartea lui Marian Udman. Cum traducem pe înțelesul publicului larg această dependență de perfecțiune, acest comportament câteodată care ni se pare uh, straniu sau ciudat? Ce se ascunde, de fapt, în spatele dependenței de perfecțiune? Da, păi, în primul rând, mulțumesc pentru invitație, Sorin, uh, și mă bucur că am ales această carte pentru discuția noastră care abordează partea de dependențe și parcă dintr-o altă perspectivă sau aduce o altă perspectivă, perspectiva iunghiană asupra dependențelor, dar ca să o iau așa, să răspund pe rând, uh, practic ne putem da seama că avem o dependență atunci când simțim că uh, pierdem controlul în fața unui uh, comportament uh, repetitiv sau în fața unei persoane, pentru că poate să existe și o astfel de dependență. Dar acum referindu-ne strict la dependența de ceva, nu la dependența de cineva, ci la dependența de ceva, în momentul în care simțim că pierdem controlul, că noi nu mai suntem la cârmă, atunci putem să vorbim despre o dependență. De exemplu, simt că mâncarea mă domină, simt că am pierdut controlul asupra mea. Atunci când Uh, văd uh, o nouă ofertă pe internet, uh, uh, nu mă pot opri din uh, a cumpăra. Uh, cumva e senzația aceasta, că uh, practic obiectul pune stăpânire pe noi devine mai mare decât noi și noi devenim, uh, devenim neputincioși în fața lui. Uh, asta așa, ca să, ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă o dependență, ce înseamnă dependența de Perfecțiune sau la ce se referă autoarea folosind acest titlu, este foarte mult despre uh, lumea în care trăim, perioada uh, istorică în care uh, ne aflăm, care pune foarte mult accent uh, pe a face lucrurile cât mai mult, cât mai bine. Vorbește foarte mult despre faptul că, într-un fel, ne-am pierdut, poate, din conectarea cu energia noastră, cu sinele nostru, de exemplu, cum spuneam, din perspectiva iunghiana, abordarea este pentru femei, de exemplu, că și-au pierdut conectarea cu esența lor feminină și că încearcă să facă lucruri și din sfera masculină și din sfera feminină, să le facă bine, cu așteptări foarte mari. Pentru că, desigur, rolurile noastre se întrepătrund. Pe rând le mai schimbăm, dar e această presiune de a face foarte bine, de a face foarte mult, și atunci, pentru că nu e de fapt posibil, e utopic să ne gândim că putem să facem lucrurile pe toate bine în același timp. Poate reușim pentru o perioadă scurtă de timp, dar cu resurse foarte, cu o mobilizare foarte mare de resurse, cu un efort foarte mare și cu o oboseală foarte multă, și toate lucrurile astea ne duc treptat. Spre a ne ancora în ceva la care să ne liniștească, cum ar fi mâncare, shopping, alcool, substanțe și alte dependențe de acest fel. Dacă ar fi să facem legătura între tiparele disfuncționale cu care noi venim din relațiile noastre cu părinții noștri, din familiile noastre și dependențe, Putem să spunem că în spatele dependenței de perfecțiune, se ascunde, se ascunde, de fapt, niște părinți, hai să spunem, autoritari și poate la rândul lor atât de perfecționiști încât ne-au transmis și nouă acest tipar disfuncțional. Și aș merge pe ideea destul de mult vehiculată, aceea că nu suntem suficient de buni. Și dacă am auzit probabil în copilăria noastră de multe ori această uh, expresie: nu ești suficient de bun sau nu știi să faci lucruri sau nu le faci cum trebuie, uh, trezește în noi uh, ceva. Și în relațiile noastre uh, pe care noi le avem, să spunem, ca adulți. Și aici ne referim la orice tip de relații, că vorbim de relațiile de cuplu, că vorbim de relațiile profesionale la job, că vorbim de relații, să spunem, interumane cu prietenii noștri, cu grupul de apartenență. Faptul că ni se spune acest lucru ne duce cumva în copilăria noastră. Da, e, um, ai, ai deschis așa o cutie foarte mare și importantă. Aveam uh, mai multe gânduri în timp ce, în timp ce spuneai. Uh, de multe ori, apropo de partea aceasta de a prelua uh, partea de perfecționism de la părinții noștri, sigur poate să fie așa, să fi copiat un comportament pe care l-am văzut acolo, însă de multe ori se întâmplă ca nevoia lui de a avea un copil care să facă lucrurile bine sau altfel decât a reușit el, deci cumva să compenseze ce nu a reușit prin copil, da? îi transmite senzația asta că nu ești niciodată suficient de bun, da? never good enough. Orice ai face, mereu mai e ceva de făcut, pentru că, iată, așteptările mele sunt altele, poate bazat pe eșecul meu ca și părinte, că nu am reușit eu să ajung acolo, și atunci îmi doresc ca al meu copil să ajungă acolo. Sau se întâmplă de multe ori când părintele are un anumit statut. Da? De exemplu, este cunoscut în comunitatea din care face parte. Poate este profesorul, poate este uh, preotul, poate este învățătorul, poate este primarul. Da? Și atunci pune foarte multă presiune pe copil uh, să aibă anumite standarde tocmai uh, de a, poate presiunea aceasta socială de a nu ne face de rușine. Și atunci copilul uh, crește cu această, cu această, presiune constantă că trebuie să facă lucrurile cât mai perfect, care desigur că pe undeva presiunea aceasta se dorește a fi scoasă și de multe ori iese prin astfel de comportamente care duc la dependențe, care de fapt sunt comportamente de răzvrătire. Atunci când, uh, atunci când uh, când nu simțim că avem spațiu să ne exprimăm, să spunem cât de greu ne este și vine foarte multă presiune de la îngrijitorii noștri care ar trebui să știe cum să ne dozeze și cum să ne structureze lucrurile în așa fel încât să devină digerabile pentru, pentru copil, pentru noi când suntem copii, da, atunci găsim moduri, de exemplu mâncatul pe ascuns seara. Sunt foarte mulți clienți cu care lucrez care ne spuneau asta era singura mea modalitate de răzvrătire acceptabilă. N-aveam voie să fumez pentru că se afla sau erau mereu cu ochii pe mine, n-aveam voie să ies în oraș, n-aveam voie să fac nimic, dar în schimb puteam să mănânc și atunci mâncam. Și mâncam exagerat și unor mă ascundeam în mare. și mâncam de unul singur. Sunt foarte multe cazuri pentru că de fapt copiii și noi toți reușim să găsim uh, o ușiță da, de a lua aer din toată supapă. presiunea aceea, chiar dacă o supapă exact care nu este neapărat sănătoasă, dar care mai depresurizează, na? Asta pe de o parte. Și apoi mă gândeam la uh, partea aceasta că dacă părintele a fost distant, am crescut cu părinți distanți sau inaccesibili emoțional, am trăit și cu această credință că dacă facem lucrurile cât mai bine, o să ne placă. O să ne lase să ne apropiem. Cu această presiune că e nevoie să fim cât se poate de buni, cât mai buni, pentru că atunci e posibil să ne deschidă ușa spre inima lor. Deci e cumva forțarea copilului de a ajunge la părinte prin a fi cu minte, prin a face lucrurile cât mai bine. Și uh, așa sure. sunt au fost primele gânduri care mi-au venit în minte când ai adresat întrebarea. Și un soi de, aș numi eu, iubire condiționată, un soi de troc. Îi da. fac pe plac părintelui. Care sunt așteptările părintelui, chiar dacă eu poate nu sunt de acord cu el, care sunt așteptările părintelui, în așa fel încât eu să împlinesc acele așteptări, da? să fiu atât de dezirabil cum, cum și-ar dori, să am un comportament dezirabil așa cum și-ar dori părintele meu, în schimbul. Primirii, afecțiunii, iubirii. iubirii și mai ales, aș spune eu, a înțelegerii uh, nevoilor mele. Copilul are niște nevoi primare, nevoi de bază, nevoi emoționale, și pentru satisfacerea acelor nevoi ofer ceva ca să simt că părinții mi-au mi împlinit, mi-au satisfăcut acele nevoi. Da, e foarte. ai pus așa foarte fain accent, exact, ca un troc în care cumva senzația este că nu merit să fiu iubit sau să primesc baza aia de siguranță doar pentru că sunt, pentru că exist, pentru că sunt aici, ce e nevoie să fac? Adică nu e suficient să fiu, e nevoie să fac. Apropo și de goana aceasta pe care o avem de multe ori în a face, în a nu ne mai opri, care vine tot de acolo. Trebuie să fac pentru a-mi valida existența, ori nu ar, nu ar trebui, nu e firesc să fie așa. Și de, de aici vin, știi, exact cum spuneai, vine supapa sau ușița aia. Pentru că dacă, nu, dacă nu, noi nu ne simțim că e de ajuns doar să fim, că e de ajuns ce am făcut și mereu tot facem, tot facem, tocmai din această presiune avem nevoie să mai ventilăm pe undeva. În uh, capitolul uh, 5 al cărții Dependența de perfecțiune, al Marion Woodman, autoarea vorbește despre acceptarea zeiței. Și mă gândeam, mm -hmm. foarte frumoasă sintagmă, și mă gândeam cât de important este ca uh, noi să ne acceptăm pe noi, apropo de ce ai spus tu puțin mai devreme, să ne acceptăm da. pe noi așa cum suntem. Da. Mergând da, pe ideea de a fi. Da, exact. A ne conecta și a ne, a ne accepta sinele nostru și chiar mă gândeam apropo de asta, tot în carte este un exemplu foarte fain despre o clientă pe care autoarea a avut-o în terapie și care spunea că în sfârșit a reușește să se conecteze la sinele ei de femeie, la sinele ei autentic și uh, se uită în oglindă, vede că încă are acele kilograme în plus, pentru că era despre mâncat emoțional și kilograme, cu asta se confrunta clienta respectivă, le vede, dar cumva reușește să vadă dincolo de ele. Și asta spunea că, de fapt, de aici începem schimbarea, când reușim să ne uităm în oglindă și să vedem și dincolo de ele, adică să ne conectăm la sinele nostru autentic și să vedem că, ok, sunt doar niște kilograme, Pot să le dau jos. Adică nu mai e atât de împovărător, nu mai par atât de grele, pentru că știu cine sunt, sunt conectat la mine și la esența mea. În această perioadă, pentru că, iată, din păcate, nu am scăpat de pandemie, da. în, această, în această perioadă și tu cred că din experiența ta clinică poți să spui mai mult referitor la această dependență. Și la fel ce se ascunde în spatele ei, mâncatul compulsiv, mâncatul emoțional. Foarte multă lume s-a confruntat, să spunem, în ultimul an și jumătate cu această problemă a kilogramelor în plus, apropo de dependența de, de, de mâncare și, mai ales, când ai pomenit mâncatul emoțional. Faptul că mâncatul în exces, poate peste nevoile noastre naturale sau ale organismului, de fapt, ascunde exact această, această problemă. Este o problemă, până la urmă, o problemă emoțională. Dincolo de, da. dincolo de sedentarism și dincolo de faptul că poate n-am mai făcut atât de multă mișcare cum făceam înainte de, de, de pandemie. Da, este, este într-adevăr, uh, uh, pentru că pandemia aceasta, uh, eu spun că există o pandemie generală, uh, dar există și o pandemie particulară, adică felul în care această pandemie generală a apăsat butoanele fiecăruia dintre noi și a scos acolo la suprafață lucruri reprimate, la care poate nu ne-am uitat până acum, a apăsat la fiecare pe ce a fost mai sensibil din istoricul nostru de viață. Și atunci, de nemai având, apropo de ușițele de ieșire, nemai având partea aceasta de, până la urmă, și munca, da, merge la lucru, reprezenta un, sau ar fi putut fi un refugiu, ne mai având alte comportamente care să ne ajute să ne depresurizăm, ne-am limitat la ce putem face în casă. Da? Păi putem să mâncăm. Și mâncatul a devenit, a devenit un comportament de liniștire, de fapt. Un mod prin care reușim să ne liniștim, pe de o parte, pe de altă parte, sigur, e posibil să fie și ceva mai mult acolo ca, cum spuneam, această pandemie poate să fie apăsat pe teama de foamete sau că nu o să mai avem resurse sau mai ales cum a fost la început când magazinele erau pe alocuri goale și atunci la unele persoane e posibil să fie apăsat pe o traumă pe care au trăit-o ei sau părinții lor și au transmis-o prin, prin, teama asta și nevoia de a pune, de a face rezerve ori creierul nostru ce ne spune, da? creierul reptilian, nu? Ne spune cele mai bune rezerve sunt alea pe care le ai pe tine. Nu ți le poate fura nimeni, da? Uh, nu sunt alea din cămară, nu sunt alea din frigider, sunt alea care sunt pe tine. Deci, hai să punem. Pentru că, iată, e o situație care se arată a fi uh, dificilă. Centrat pe problema sau pe problematica uh, tulburărilor de alimentație, uh -huh. pe care o Tratează și o analizează Merian Udman în Dependența de Perfecțiune, cu precădere mâncatul compulsiv, bulimia și anorexia, iar ea chiar are în carte, la un moment dat, un subcapitol care chiar așa se și numește Jurnalul Bulimiei ca Studiu de Caz. Da, da. Ce, spre ce direcție? Vrea să mergem la Ce reprezintă, să spunem, bulimia și anorexia? Cum le putem aborda? Cum le putem diferenția, da. Uh, ele sunt, uh, sunt diferite, sigur, sau mă rog, se manifestă diferit ca și comportament, însă este, de multe ori, au la bază. Uh, foarte apropo de abordarea aceasta iunghiană și uh, mai mult uh, uh, analitică pe simboluri, mers uh, așa cum merge autoarea, vorbește la un moment dat că ambele au, uh, au la bază uh, sau este o idee pe care merge că e posibil să aibă la bază relația cu mama. Da? Pe de o parte, uh, bulimia este uh, dorința de a te conecta la energia maternă și de a te înfructa din ea și apoi apare, îți dai seama că e un disconfort foarte mare și vrei să dai afară pentru că a fost prea mult și îți dai seama că n-ai rezolvat nimic cu asta. Deci bulimia înseamnă consumul Excesiv de alimente într-o perioadă foarte scurtă de timp, da vorbim de minute, nu de zile sau, da? și uh, uh, încercarea de a elimina acea, acele alimente uh, prin a-ți provoca uh, vomă sau uh, prin a face sport excesiv, uh, prin a-ți uh, epuiza cumva organismul să scoată afară ce a depus, sau și una și alta. Pe când anorexia, spunea, este ca și cum e o respingere a, a energiei materne, cumva. Din nou, e abordarea iungheană e o altă perspectivă, cum spuneam, pe care, pe care o aduce și tocmai de asta mi se pare foarte interesantă și cartea și abordarea în sine și apreciez cu atât mai mult munca, mai ales pentru mine, pentru că este pe direcția proiectului Emoții și Kilograme în Plus și mi-aduce și o altă perspectivă. Și uh, uh, asta spune despre anorexie, care e, de fapt, uh, înfometare, dar este, de fapt, respingerea, uh, respingerea alimentelor și spune ea a energiei, uh, pe alocuri a energiei materne. Am vrut să aduc și perspectivele astea, pentru că sunt în carte și sunt ale autoarei. Și uh, sigur e uh, o diferență de abordare, dar până la urmă, cum lucrezi eu, e foarte mult pe partea de atașament care are la bază și relația cu, în primul rând, relația cu mama. Deci, uh, da, mi-a mi plăcut să văd uh, și un alt unghi de a te uita la partea aceasta, similar, dar, <laughs> similar, dar diferit în același timp. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre dependențe, despre ce se ascunde în spatele dependenței de perfecțiune, despre mâncatul compulsiv, bulimia, anorexia, anorexia teme pe care, iată, Valerie Udmar le tratează în cartea Dependența de perfecțiune. A fost alături de noi Ancuța Coman Boldișteanu, psihoterapeut, fondator al proiectului Emoții și Kilograme în plus. Nu uitați, noi vă așteptăm pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube cu materiale video realizate cu invitații noștri speciali, iată, psihologi, psihoterapeuți. Îi mulțumim foarte mult, Ancuței. Noi ne dăm întâlnire la un Mulțumesc. nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă. La revedere! La revedere!